Ieri v-am pus o întrebare vis-a-vis de cum ați trecut prin boală, dacă ați trecut prin boală și mamă mia, ce răspunsuri și ce răspunsuri. Așa că o să-ți dedic tot video-ul ăsta răspunsurilor voastre. Pentru că a fost tâță de măță. Mi-am pus inclusiv microfonul ca să ne auzim bine. Mortale răspunsurile astea. Pe scurt, curiozitatea mea era dacă ați trecut prin boală sau dacă nu vaccinați, ne vaccinați, pentru că foarte multă lume din jurul nostru, chiar și triplu vaccinați ca și noi, trec prin boală. Chiar și a doua oară și eram foarte curios care sunt experiențele voastre cu toată situația asta, cu guvidul. Și o să începem cu cel mai tare. Locul 3 mi zice, am trecut prin boală fără să știu și am aflat când beam țuică de Revelion ca pe apă. Atunci dai seama să bei țuică, știi vorba aia, că în Ardeal niciodată să n-ai încredere într-o sticlă de apă. Și omul ăsta, apă. Și omul credea că bea apă, dar de fapt bea țuică. Jesus Christ! Bine, probabil a fost invers, adică o băută așa, de ce beau apă? Țuică! Sau oare cum ți-ai dat seama că era de fapt țuică dimineață când te-ai trezit undeva? Melcu Design e 11 și un sfert, de unde iau pateu? Non-stop. Și te rog frumos, e caviar, nu pate. Bine? Caviar. Tania, 2 doze cu vaccin. Radu a avut acum 2 săptămâni, am stat cu el în izolată în casă, am făcut 3 teste, toate ieși negativ. Omicronul nu-i arată pe nimeni, probabil a avut și eu și n-am știut că e mai lăbuță varianta asta. Probabil a vrut să zică slăbuță cu S-ul silent. Bine, Tania. Wilson Will. Sunt nevaccinat, am trecut prin boală în noiembrie anul trecut, am fost foarte rău, am crezut că nu mai scap. În cele din urmă am luat antibiotice și ușor am scăpat. Mai a fost o dată răcit de atunci, dar cu simptome ușoare. Nu știu dacă a fost COVID sau răceală obișnuită. Uite, asta e o chestie de care eram curios. Pentru că cei care sunt nevaccinați, teorie și practică, faceți forme mai grave. Cât de grav a fost forma ta? Pentru că știu și oameni vaccinați care au făcut forme, nu pot să le zic grave, nu, dar într-adevăr cu sinusuri umflate, mă rog, înfundate, cu dureri de cap și chestii de genul ăsta. Chiar a fost nașpa că cei care au făcut, care mi-au povestit că au făcut nevaccinați la început, înainte să fie vaccinul ca opțiune și așa, aveau niște dureri groaznice de carne, efectiv îi durea carnea pe ei, ceea ce mi se pare terifiant. Nu de altă, dar probabil vedeți că camera acum stă staționar pe trepied pentru că am o durere de picior, să-mi bag picior, zici că mă așez pe un nerv și astăzi nu o să mă prea așez și, whatever, am zis că pun camera pe un trepied. Deci să te doară carnea pe tine efectiv, mi se pare terifiant. Merg mai departe. Daniel Pușcașu zice, eu cred că am trecut prin boală fără să știu. Mă, statistic e foarte probabil și la fel cred că și eu și Diana am trecut probabil prin boală fără să ne dăm seama. Doar că nu ne-am pierdut mirosul, gustul, bine, gusturile, nu știu, dar iarăși n-am avut durerile alea de carne, n-am avut dureri de cap, ceva ieșit din comun, să zic așa, să se dureze, să persiste. Nasul înfundat l-am avut că am fost răcit câteva zile, dar atât. Am fost răcit câteva zile și am avut nasul înfundat și m-am tratat cu, nu Teraflu, cu ce m-am tratat de ea? Așa, cu Coldrex, da. Cu Coldrex m-am tratat, nu știu, 3-4 zile, ceva de genul ăsta și a fost ok. Chiar când am fost la trainingul de la AMD, am fost răcit și am stat cu mască tot trainingul ăla și, nu mi-aduc aminte acum că atunci am fost răcit. Dar, oh well. Ăsta e foarte mișto. SRJ, probabil Serge, nu? Bună, eu cu prietena mea suntem vaccinați de 2 ori și părinții prietenei mele cu care locuim au avut corona. Mâncam cu ei la masă, făceam totul normal ca și înainte, dar eu nu m-am infectat cu corona, făcând teste PCR. Am făcut și niște simptome mici, tuse, nas înfundat, etc. Vezi că etc. se pune după o enumerare de cel puțin 3 termeni. Dar nici gând de pozitiv. Mi se pare foarte, foarte dubioasă treaba asta. Am mai întâlnit și am avut în familie un caz de genul ăsta în care o mătușă s-a îmbolnăvit și soțul dânsei nu a avut absolut nimic. Unchiul, știi, a fost și mătușa mea chiar a făcut o formă destul de severă. Dar na, în fine, ideea e că eu să fi fost în situația aia, cred că aș fi stat așa capă ace. Nu știu, nu a fost awkward pentru tine, pentru că cum descrii tu situația, a fost destul de calmă treaba. Dar eu, sincer, aș fi stat capă ace să nu...
Alin Crișan, nu sunt conștient să fi avut COVID. Am contactat zilnic, cel puțin sute de oameni, retail. Am avut contact cu persoane care a doua zi au fost confirmate pozitiv, dar eu simptome nu am avut niciodată. Mă, și noi am avut contact cu oameni și am avut și evenimente anul trecut. Și anul ăsta. Și am fost la cumpărături, la pana mea, la un Oșan, la un Hornbach, la Leroy Merlin, nu mai vorbesc. E a doua noastră casă, mă rog, a treia, că a doua asta aici. Dar... plus oamenii din jurul nostru care se tot îmbolnăvesc pe capete. Avem un prieten care s-a îmbolnăvit a treia oră, bietul. Da, ce să zicem. Dar ne bucurăm că n-ai trecut prin așa ceva, că am auzit că e groaznic. Cipri Chiș aici. Nici eu n-am răcit din noiembrie 2019. Doar o doză de vaccin și tot așa. Conștient nu am avut nimic, dar cred că știu motivul. Parcă mi-a fost naturală izolarea la domiciliu. Zice Mihai Stănescu, de frica coronei ți-ai programat corpul să stea departe de răceală. Da, deci Cipri e așa mai inside man, știi, el stă mai mult în casă, el fiind fotograf de produs, fotografii stau mai mult, ai fi surprins unde crezi că stau cel mai mult, la computer editând, acolo stăm 90% din timp. Oh, well, shit happens. Dar nu, uite, e o măsură de precauție, să zicem așa, pentru noi fotografii, mă rog, eu n-am fost fotograf așa înrăit în ultimii 2 ani, dar pentru fotografi, cei mai ales care fac fotografie de produs și nu trebuie să iasă pe teren, a fost ceva normal. Cu izolare, carantină și chestii genul ăsta, nu a fost ce wow. Joker. Nevastă mea se chinuie de vreo 3 săptămâni să iasă pozitiv testul, ca să scape de o ședință. Azi a plecat la ședința. Dar nici după doze nu a avut nimic. I-am zis, ești așa de rea că nici COVID-ul nu ține la tine. Eu am avut după două doze frisoane și febră. P.S. ce dușmânie aveți să ungeți așa subțire pateul pe pâine. Bă, e caviar, da? Caviarul e foarte scump. De aia ungem subțire stratul. Dar nu-i pateu, e caviar și caviarul e scump. Despre să ai COVID să scăpă. Bă, e ca și cum ai vrea. Nu știu, când eram mici, mergeam la școală și speram să avem febră sau să ne curgă nasul, să nu trebuie să mergem la școală. Ceva de genul, așa-i? Mr. Gabi HD, eu nu mă regăsesc în situația voastră. Am 3 doze și nu știu să fi trecut prin boală. Chiar dacă am avut contacte daily cu persoane, cei drept îmi iau măsurile de protecție, mă refer la mască, dezinfectat mâinile, o zi faină. Cam asta facem și noi. Ne spălăm frecvent pe mâini, adică una într-una ne spălăm pe mâini, mască când ieșim, dezinfectant. Mă rog, Diana mi-a cu dezinfectantul, eu am zis că deja e prea mult, că mi-e frică că o să-mi stric toată imunitatea naturală pe care o am. Și vorba aia, nu o să mai pot mânca de pe jos. Glumesc. Dar chiar mă lăudam cu o imunitate bună și stând așa de mult în contact cu dezinfectanți, sistemul imunitar se cam plictisește și o cam trage pe dreapta, știi, dacă nu-i dai de lucru. Și atunci am zis că o las mai moale cu dezinfectantul, dar, bineînțeles, mă spăl pe mâini cât de frecvent pot și trebuie, bineînțeles. Și cam asta a fost o parte din răspunsuri, o grămadă de comentarii la video ăsta. Dacă vreți să mai râdeți nițel, mergeți și uitați-vă la video de ieri, la secțiunea de comentarii, eu sunt tâță de mâță. Ne vedem mâine pe live. Ciao!